Aceste două poze au fost făcute la 8 ani diferență una de cealaltă și în ambele sunt eu și cu sora mea, Ana, la un meci de fotbal pe Arena Națională al echipei noastre de suflet, Steaua sau FCSB. Iar astăzi vă voi arăta cum am ajuns să reproducem această poză și istoria acestei experiențe nemaipomenite avută la meciul FCSB Chindia Târgoviște din Liga 1. Înainte să plecăm la stadion, m-am gândit la 3 obiective pe care aș vrea să le îndeplinesc, dat fiind primul meci pe care Ana îl va vedea din nou pe stadion după 8 ani de zile, am vrut să fie o experiență memorabilă. Primul obiectiv este ca tricoul pe care l-am purtat eu să-i se potrivească și Anei. Al doilea obiectiv este ca Ana să-l cunoască pe Tudor Buțan la meci, iar al treilea este să facem o poză cu un jucător de la FCSB, oricare ar fi acesta. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Haideți să vedem ce a ieșit. Aici, băieți, am tricou Steaua pe care l-am purtat acum 8 ani. Vreau să mă duc să o surprind pe Ana cu acest tricou, să vedem dacă se-i placă. Ana, ești gata? Ia uite, pentru tine la meciul ăsta o să poți pentru prima oară tricoul meu cu Steaua pe care l-am purtat acum 8 ani, cu semnături de la Suca, la Pieșerul, Toșca. Ia, sper să-ți vină. Pregătit de meci, dar să nu uit de șapca norocoasă cu Barcelona. Să sperăm că să ne poarte noroc. Acum, haide să mergem la meci. Am ajuns și la stadion, băieții, sunt aici cu Ana. Salutare. Să vedem, e destul de multă lume, mă așteptam să fie mai puțină lume, mai ales că joacă cu Chindia. Nu e un meci foarte tare, dar sper să fie un meci frumos, să dea goluri și mai ales să ne bucurăm. O să stăm până la final să facem cel puțin o poză cu un jucător. Hai să mergem pe stadion. Așa, băieții, eu am intrat, Ana e undeva pe aici, cred că se vede capul aici, așa. Afară a început să plouă, cred că am filmat și un fulgerat. După cum vedeți, e lume mult aici, cred că sunt vreo 10-15 mii de oameni. Hai să vedem ce se iasă. Al fulger. Ia Diana. Hai să găsim locurile, hai să găsim locurile. Mamă, te băgai fix prin centru la oamenii aia. Hai Steaua, băieții, ne trebuie și nouă victorie în campionatul ăsta. Suntem pe locul 13 și ăștia pe locul 14. E bătălia proștilor. Trebuie să batem Ana, da? Arată aici Steaua. Arată Steaua aici. Tricou moșenit din generație în generație. Așa rămâne. Așa, băieții, am găsit în sfârșit topurile Ziana. Da, sunt foarte mulțumită, nu mă așteptam să stăm atât de în față, sincer. Ce, credeai că stăm mai în spate? Da, chiar credeam că stăm mult mai în spate. Cum se par locurile? Se par ador. Așteptăm să înceapă meciul. Deocamdată, cred că am ratat strigarea echipelor. Da, este mai întâi. Pronostic, Ana, pentru seara asta. Bate Steaua. Cât? 2-0. 2-0? Tu ce zici? 3-0. 3-0. Ei, batem, da? Hai, forța Steaua. Forța Steaua, ei! Aia, sunt fanii de la Târgoviște. Vreți lui Ghebasu. Ce părere ai, Ana? Haide, noi avem aici. Mă așteptam la o audiență mai mare din partea lor. Totuși joacă cu Steaua, nu? Da. Așa ar trebui. Fanii noștri versus ai lor. A început și ploaia pe aici. Nu cred că se vede pe cameră, dar e ploaie. Deci o să avem un teren ca de Anglia. Ia uite, forța Steaua! Imnul Ligii 1. Deșteaptă zilul. București!
după meci, băieți. Mamă, l-a rupt pe Florinel. L-a omorât pe Florinel. Cartonaș. Zici, mă, Ana, de roșu ăla, crezi că a fost meritat sau nu? Da. Meritat. Crezi? Ia alt faul. Bravo, 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 bun. Cine a fost? Ia zi, Ana, suntem noi, Steaua? Da. Suntem noi. Boboc, nu trece, bă! Bine, Turnovan! Până acum, ăștia sunt și cu 9 minus și au avut și mai multe ocazii decât noi. Prost joacă Steaua. Ce zici, bă? Joacă bine. Cum să joace, mă, bine? Ziceam de este lici, mă. Păi nu, mă, nu joacă bine Steaua. Deocamdată. Trebuie să-și dea drumul, nu? Trebuie să-și dea drumul la joc. Ce? Trebuie să-și dea drumul la joc, da? Da. Să dea gol Chindia, mă, mâncați aș gura ta. Bă, deci puteam să jur că să dea gol, că juca, n-a jucat nimic Steaua. O dat gol nimicuri. Cum, mă? Bă, la fond de zamăgire. Bă, nu se poate, mă, ce noroc cu ăsta, mă. Greșeala mare defensivă acolo a trecut, nu știu cum cheamă ăsta care a dat gol, dar a trecut de toți fundașii Stelei și a șutat, nicio treabă n-a avut. Chindia Târgoviște. 2-0 Chindia Târgoviște. Atâta lumea pentru noi. Să vadă cum își ia bătaie Steaua. Eu când ziceam 3-0 mă referam pentru noi, nu pentru ei. Azi. Băi, 0 barat. A început iarăși cu aia. Hai mă, tată. Se termină prima repriză, băieții. Dragi prieteni, nu uitați, ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Tecanul, Orfeea, Mitoau, Zameci... Măcar să luăm un tricou, să ne dea ăștia un tricou. Hai că acum aș să atace Steaua pe partea asta și o să-i bască. Stai, nu, stai. Deci facem remontada. Ia, te-ai pus șapca? Mi-am pus șapca. Hai de bă! Hai de bă! Andrei! Gordea!
stați, asta zic, bă, tata. Asta zic, bă, revenirea, bă. Meritam. Hei, cine sare roșu albastru, hei? Hei, cine sare roșu albastru, hei? Aolo! Infarct! Haide, bă, că una! Hai, Cordu! Cordu! Mă, bă, ăsta ce mei, de bun! Dragi, îmi dă timp, ce să facem? Ce ne facem? Bine, Tavi! Arată-le, arătați-le, băi, valoare! Aolo! Avea! Cred că asta e mai frumoasă! Scoat-o! Puși cu ea! Puși cu ea! Nu mă mai uitat! Hey! A crezut că am fost gol! Ne-am bucurat! Hai, fratele meu, despre asta vorbesc! Dar ce-a făcut, mă, offside? Ce-a fost? Eu a câștigă, doamnelor și domnilor, un meci greu! După prima repriză... A zis că... Hai, da! Hai să mergem, hai, hai ușor așa! Hai, suntem buni. Ia zi, Ana. Ești fericită, da? Remontată. Un meci nebun. Un meci nebun. Ia uitați, băieți, aici, cu Tudor, ca de fiecare dată. Mi-am cerut în tricou și nu mi-a dat, să știți. N-am pe mine, decât la noroc. Ia uitați. Faceți trei, uite, îți dau cu Leipzig. Da, facem, dacă vrei, facem. Ai luat pe bilet sau ai venit tot așa pe joacă? Aaa, te-a pupat. Te pup. Rusu, cu mine! Rusu, cu mine, te rog! Rusu, poză, Rusu! Mamă, ce telefon e capat! Fă de parte, mă! Rusu, cu mine, te rog! Banca! Rusu, cu mine, te rog! Rusu, cu mine, te rog!